În ultima perioadă, lumea este martora unor evenimente tragice, precum războaiele și cutremurile care au stârnit o serie de discuții și speculații cu privire la posibile semnele sfârșitului lumii. Atunci când izbucnește un conflict în Israel, unele persoane văd acest lucru ca pe un semn al apropierii vremurilor apocaliptice. Oamenii au început să caute legături între aceste evenimente și pasajele biblice, însă părintele misionar Dan Damaschin dezminte aceste speculații. De lungul istoriei au fost mult mai multe momente în care războaiele cu tremurile au dus la prăbușirea unor civilizații. Dar atenție foarte mare aici, prăbușirea unei civilizații nu înseamnă sfârșitul acestei lumi. Nu vorbim doar de apocalipsa sau sfârșitul pe care l-au văzut contemporanii Mântuitorului în dărâmarea Ierusalimului, dar la 40 de ani de la acel moment, de la răstignirea sa. Vorbim și de sfârșitul, de pildă, erei bizantine. Nu uităm de cucerirea Bizanțului de către turci 1400 de ani mai târziu. Vorbim de venirea comunismului ca o nenorocire, ca o catastrofă umanitară cu 10 milioane de morți, ce se întâmplă în Rusia, război mondial, bolșevismul, ciuma roșie. Rețelele de socializare sunt invadate de mesaje și știri care induc panică în rândul utilizatorilor. Părintele Dan Damaschin spune că nimeni nu cunoaște viitorul, iar sfinții s-au ferit să prezică viitorul. Dacă vorbim de sfârșitul lumii ca și eveniment capital al existenței acestui univers, nimeni nu cunoaște viitorul, ne spune Iisus că nimeni nu poate cunoaște viitorul. Sunt interpretări parțiale, iar o adevărată interpretare a Noului Testament în formula aceasta apocalipsei, din păcate sfinții s-au ferit să o facă. Avem, citeam undeva, doar două interpretări și nu totale, să spunem, aceste apocalipse. Părintele ne învață că orice creștin ar trebui să se îngrijească în primul rând de sufletul său și să nu creadă tot ce citește sau vede pe rețelele de socializare. Sfârșitul lumii nu este tema esențială a existenței noastre. Tema care trebuie să mă marcheze pe mine este sfârșitul meu personal, care poate interveni în această viață oricând în acești ani a existenței, mai mult sau mai puțin către Dumnezeu. Iar dacă sfârșitul lumii ar putea veni și m-ar putea surprinde nepregătit la un moment dat, sfârșitul meu personal poate apărea în orice clipă dintr-un milion de motive. Mai multe despre sfârșitul lumii, cine a scris cartea Apocalipsei și de ce, aflați în cadrul emisiunii Fapte Bune, pe care o găsiți integral pe pagina de Facebook sau YouTube IAŞ TV Live. Diana Cioban, împreună cu părintele misionar Dan Damaschin, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare de la ora 17 la o nouă ediție Fapte Bune.